say you're sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi este luni și m-am gândit să încep un nou videoclip. De obicei, lunea eu am cea mai multă treabă, pentru că duminica îmi place foarte mult să petrec timpul în familie, nu bag la spălat, nu fac curățenie, nu fac absolut nimic. Și pe lunea încă am rămân restanțe, așa că astăzi am foarte multă treabă. Astăzi vreau să băgăm și lemnele pe care le-am tăiat săptămâna trecută. Mi-a scos iubit și mașina de tuns, poate apuc astăzi să-l ajut să-și mai termine din treburi, pentru că are foarte multă treabă. În ultima perioadă am cam avut foarte multă treabă, am dat în casă cu lavabil în toată casa, n-am apucat să filmez treaba asta pentru că mi-a luat oricum foarte mult timp să fac curățenie, să pun toate la loc și dacă aș fi filmat mi-ar fi luat mult mai mult, așa că n-am făcut treaba asta. Am fost foarte, foarte ocupați în ultima perioadă. Am avut foarte multe treburi cu începutul de an școlar, cu zugrăvitul în casă, cu lemnele, foarte multe treburi am avut în ultima perioadă. De aia nici m-am mai organizat să postez atât de des, dar de astăzi vreau să intru așa în forță și să fiu cât mai activ aici pe YouTube pentru voi. Am o rugăminte la voi. Știu că sunteți foarte multe persoane care mă urmăriți și nu sunteți abonați la canalul meu. Văd treaba asta în YouTube Studio la mine și aș fi foarte recunoscătoare dacă până de ziua mea aș reuși să fac 2000 de abonați. Nu mai sunt foarte, foarte mulți de strâns, dar mi-ar plăcea foarte mult dacă mă urmăriți, mă placeți, să mă ajutați acolo cu o abonare și un clopoțel, de ce nu, să fiți notificat de fiecare dată când postez un videoclip nou. Dragii mei, astea fiind spuse, vreau să mă apuc de treabă așa încet, încet. Prima oară, cred că astăzi îmi încep ziua cu cafeaua la sora mea. De obicei, zilele de vară cam așa le-am început, cu cafeluța la sora mea, pentru că noi suntem una lângă alta și cam așa ne-am început noi diminețile de vară. Acum este toamnă și încă este cald, deci ne permite să ne începem așa diminețile. O să merg la sora mea să beau o cafea, să prind forță, pentru că n-am apucat să beau nicio cafea astăzi. Și după mă apuc de toate treburile deodată, cam așa fac eu, mă apuc de toate și nu termin nimic. Dar astăzi sper să fiu puțin mai organizată și să fac toate lucrurile astea mai ok, așa că haide să-i dăm drumul la videoclip. Rămâneți cu noi până la final să vedeți cum va arăta acest videoclip. Just in love with the idea of you, 'cause I'd cross a million seas. Would you do that for me? Yeah, I'd fight this whole world twice. Vine puișor acasă. Ce faci, puișorule? Faci bine? Cum a fost la școală? Fain. A fost fain? Ești obosită? Nu ești obosit. Zile, mami, cum a fost? Foarte fain. Super. Wow, super. Asta e ceva fain. Ați învățat ceva nou azi? Da. Ce? Engleză, bravo. Și îți place engleza? Da. Bravo, mă bucur. Thank you.
papa, binișor. I-am pus un sandwich întreg pe care l-am tăiat în două. Aici a fost plin cu struguri. Super. Și aici a avut 4 biscuiți de Oreo. Se pare că doar unul a mâncat, dar e bine că a mâncat mâncării, că e ok. Da. Nu e nimic. Pa, iubirea mea. Între timp am făcut și mâncare. S-a pus șefii la somn pe la 10 și ceva. Pentru că acum dacă se trezește de dimineață la 7 când pleacă Octavian la școală, e foarte somn și e somnoroasă, așa că s-a pus la somn și am avut liniște să pot să fac mâncare. Am făcut aici o ciorbă faină de tot, de fasole cu Kaiser, am pus că nu am avut altceva. Și am făcut aici șnițele din dovlecel. Mi-au ieșit ceva, am avut doar 2 dovlecei, dar mi-au ieșit destul de multe șnițele. Nouă ne plac foarte mult șnițelele făcute așa din dovlecel. I-aveam în frigider și am zis că ar fi păcat să se strice, așa că i-am și făcut acum de dimineață. Ieșim afară să mă apuc de tăiat iarba deocamdată. Copilașii nu vor să mănânce, Ștefi abia s-a trezit și Octi a spus că nu e foame deocamdată, o să mănânce peste vreo jumătate de oră, o oră. Până atunci mă duc să mă apuc de iarba aia să văd cât reușesc eu să tai. Și cam atât deocamdată, ieșim în curte să mă apuc de iarbă. Tu, hoțumană, tu unde te-ai băgat tu? Te-ai ascuns aici în coșuleț? S-a băgat în coșulețul de la trotinetă și stă aici, hoața. Mi place că stai aici ghemuită, fain. Așa tu, pisulică, tu, așa? De ce fain stă? Am fost până la Pepco și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat. În special m-am dus pentru suportul ăsta de hârtie igienică care mi-a plăcut. Este așa pe auriu. Trebuie să văd dacă pot să-l scot. Da. Este pe auriu, este foarte fain. Și a fost 27 de lei. Eu am la baie unul negru. Cred că arată mai fain ăsta. La baie vedem. Oricum, mi-a plăcut foarte mult și în special pentru ăsta am mers și pentru încă două chestii. Le-am luat la copii aici niște plastelină cu câteva forme să se joace. Am luat aici câteva carioci care au costat 5 lei, așa să se mai joace ei pe la măsuța lor să aibă ocupație. Și am cumpărat niște ștampile care sunt tare, tare faine și au tot felul de forme. Ștefi se joacă foarte fain cu ele, le pune pe foi și are ocupație cu ele, în primul rând. Acestea au fost 16 lei. Și am cumpărat șervețele din astea absorbante de transfer să nu se păteze hainele între ele. Sunt 15 bucăți și au fost 6,50 lei. Asta mi-a mai plăcut foarte, foarte mult și vroiam să o cumpăr, am găsit-o. Aveau foarte multe chestii din astea așa de toamnă, arată tare interesant ciupercuța asta. Asta a fost 10 lei și ăsta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este un dovlecel auriu care a costat, cred că aici e și prețul, care a costat 7,50 lei. Are așa sclipici și rămâne pe mână, se pare. Am mai cumpărat un borcan în care de obicei țin eu dulciurile copilașilor pe cuptor, care a fost 8,50 lei. Eu mai am unul pe cuptor, mai vroiam unul pentru că unul mi s-a spart și mai aveam nevoie de unul. Am luat aici un scotch care a costat 3 lei, e foarte folositor în casă. Am căutat zilele trecute un scotch de mi-au ieșit ochii și n-am găsit. Am luat aici un set de baterii care au costat 5 lei, sunt din astea pentru ceas. Am luat 2 pachete de șervețele să mi le pun eu în geantă. Acestea au fost 1,50 lei bucata.
Am mai luat aici tot așa un set de baterii, sunt din astea micuțe, care au costat 5 lei și sunt 10 baterii. Și am mai luat aici 10 merișoare pe care le voi pune eu cumva într-un decor. Văd, eu mă mai gândesc, care au costat 5 lei. Și aici am mai cumpărat tot felul de cutii de depozitare. Sunt așa în set de 3 și au costat toate 5 lei. Sunt faine să-ți organizezi așa chestii, mă rog, depinde cum vrei să ți le pui. Aici am mai luat unul care a costat 2 lei. Tot așa, este dintr-un plastic alb subțirel. Și aici mai am, nu mai știu câte am pus aici, 3, 4. Am mai luat 3 albe și 1 gri. Astea au fost 3 lei bucata și am luat 4. Cam atât am cumpărat și de la Pepco. Mă pun să le așez pe toate la loc, să le pun pe fiecare în parte unde le este locul. Și cam atât. Mă bucur de toate lucrușoarele pe care le-am cumpărat. Mie îmi place foarte mult să fac cumpărături. Cred că ați observat asta deja. Pun să pun toate lucrușoarele la loc. Mă duc să bag o mașină de spălat și am să încerc să folosesc și aceste șervețele să vedem dacă își fac treaba. N-am mai folosit până acum, nu știu exact cum funcționează, dar o să văd acum. Mă duc să bag la spălat și vă spun probabil și ce părere am despre șervețelele astea. Și cam așa arată suportul meu de hârtie igienică. Eu nu am foarte multe detalii aurii în baie, dar îmi place foarte mult cum arată. Mai ies așa puțin din anonimat. Am aici un suport de hârtie, dar este negru și ăsta arată foarte, foarte bine aici, în colțul ăsta. Aici, în dulap, mă gândesc să pun cumva o cutiuță, două, să mai organizez chestiile pe aici pentru că sunt un pic ala-ndala. La fel și aici, mai jos, am soluții și acolo e super ok, dar în astea două compartimente vreau să le așez puțin. Acolo sus am coșul de la Pepco, parcă dacă nu mă înșel, sau de la Jumbo, nu știu, nu vreau să vorbesc prostii, în care mi-am pus prinzătorile de păr, piaptă, nuclame și tot felul. Arată foarte, foarte bine și cam atât. Asta am vrut eu să vă arăt, cum arată suportul ăsta aici la baie, bestial, îmi place maxim. Mi-am așezat toate lucrurile la loc și am venit până afară să văd ce fac copiii. Ștefi încă doarme în casă și vreau să ne apucăm de mormanul ăla de lemne, pentru că a venit și Iubi acasă, dar vreau să vă spun că s-a făcut așa de frig, îmi e tare, tare frig, a început să bată și vântul. Vreau să băgăm măcar jumătate din ele astăzi, dacă apucăm, că e aproape 4 și jumătate și deja acum pe la 8 se întunecă, nu mai e lumină, dar băgăm câte putem, câte nu, le lăsăm pe mâine, dar oricum vreau să scap de ele pentru că nu mai pot să le văd acolo vizibil, mă deranjează, așa că facem astăzi ce putem. Mă duc repejor în casă să-mi iau un hanorac și ne apucăm de treabă. N-am apucat să cărăm câteva lemne de acolo și a început ploaia. Oricum era foarte norat și începuseră deja să bate vântul. A plouat un pic, acum s-a oprit. Și am acoperit lemnele acolo și le-am lăsat deocamdată așa pentru că nu mai avem când astăzi seara să le mai băgăm. Deja s-a făcut și destul de târziu, așa că o să terminăm cel mai probabil pe mâine. O să închei acest videoclip aici. Eu dau o fugă până la magazin să cumpărăm câteva chestii de ronțăi, să ne uităm la un film. Noi o să ne auzim cu drag pe data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi. V-am pupăcit tare, tare. Pa, pa! We got millions.